Extrem de important are loc chiar la această oră la Ministerul Sănătății. Sunt sindicaliști din Sănătate împreună cu Lia Olguța Vasilescu. Se vorbește despre salarii în condițiile în care, vă reamintesc, sunt proteste chiar și la această oră și a fost și în ultimele zile. Sunt foarte mulți medici, foarte multe asistente și infirmiere nemulțumite de faptul că au fost tăiate din sporuri. Puțin mai devreme am stat de vorbă cu reprezentanții spitalului TBC din Roșiorii de Vede. Oamenii spun că au salarii reduse cu 40%. Se pare că sunt spitale unde s-au acordat doar salariile de bază, fără sporuri. Sporurile se vor acorda după 20 aprilie, o măsură fără precedent. Cert este că în acest moment, în domeniul sănătății, nemulțumirile sunt majore. Sunt spitale unde cadrele medicale amenință că nu se vor întoarce în saloane până când situația nu va fi remediată. Vă reamintesc faptul că este prezent acolo și Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii, urmărim discuțiile și concluziile și revenim cu mai multe.